Dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un haul de cumpărături de la Avon și o să vă arăt două kituri pe care le-am primit pentru a le testa. Am lângă mine cutiuța, o am cred că de la începutul lui septembrie, dar nu am avut timp să filmez. Așa că am zis că trebuie filmată, că ar trebui să testez și produsele. Să începem! Am luat un gel de duș cu, de fapt e o cremă de duș cu portocale și piersici. Este într-o cantitate de 720 ml și îmi place că vine cu pompiță. Se simte portocala și piersica, dar mai puternică este portocala. Așa arată. Mai departe. Tot creme de duș de la Avon Sensis cu lapte și orez și fructe de nucă de cocos și fructe de pădure. Astea vin într-o cantitate de 400 de mililitri. Miros foarte bine. Abia aștept să le duc la baie. Doamne, deci asta zici că e orez cu lapte. Miroase foarte bine. Și mai am unul cu lapte și lavandă, tot într-o cantitate de 400 de ml. Am impresia că astea au fost un set de 3, dacă mi-aduc bine aminte. Miroase și ăsta destul de bine. Mi-am cumpărat de la Clariskin o mască Bubble Sweet cu vitamina E. Este o mască tip șervețel. La Avon a apărut un cleanser solid pentru curățarea tenului. Este foarte micuț și este transparent. Sunt curioasă să-l testez. Și pentru a-l putea depozita, am cumpărat o cutiuță. Așa arată. Este o cutiuță metalică. Văd că am aici și o monstră. Se lansează un nou ser pentru față din gama Anew. Văd că am primit și o monstră. Mai departe, mai am cumpărat și un set de la Encanto. Conține o loțiune de corp, un spray de corp și un gel de duș. Să știți că produsele de la Encanto chiar îmi plac. Am mai avut cel pe roz. Nu știu cum se numea, dar știu că l-am avut. Și văd că mai am și un tot un cleanser solid. Văd că sunt două. Asta este pentru pori și controlul sebumului. Așa arată și acesta. Chiar sunt curioasă să le testez. Cei de la Avon au lansat un parfum de la Passion Dance Dark. O sticluță neagră simplă. Miroase destul de bine. Este un parfum foarte puternic. Așa arată sticluța. Mai departe. Am mai cumpărat și un set de la Yves Embrass. Vine într-o cutiuță.
Setul conține o cremă de corp. O mini apă de toaletă într-o cantitate de, cred că, 10 ml. Și bineînțeles că și parfumul Yves Embrasse zice că e în ediție limitată. Acesta este într-o cantitate de 50 de ml. Chiar sunt curioasă cum miroase. Așa arată sticluța. Este o sticluță elegantă. Miroase bine. Chiar sunt curioasă dacă o să și persiste. N-aș putea să vă zic mai multe detalii despre aceste produse, pentru că nu le-am folosit. Mai departe, mai avem tot un set de la Faraway, Rebel și Diva. O cremă de corp. Tot o apă de parfum într-o cantitate tot de 10 ml. Și bineînțeles că și parfumul, care vine într-o cantitate de 50 de mililitri. Îmi place sticluța. Este destul de frumoasă. Și acesta are un miros foarte puternic. Mai am un ruj de la Legend Cream Lipstick. Este nuanța Wow. Imediat o să-l desfac. Sinceră să fiu, eu nu mai știam ce am în această cutiuță. Este un roz. Este un ruj cremos și îmi place culoarea. Sper să fie și rezistent. Aici avem imediat, cred că, două rujuri lichide. Unul este nuanța Vintage Pink, iar celălalt un Twink. Imediat o să le desfac. Sunt rujuri. Este un maro. Și acesta este cremos. Iar cel de-al doilea este un piersiciu. Îmi plac. Acum o să văd dacă sunt și bune. Mai departe, mai avem trei parfumuri. Îl mai am pe cel de la Today, Tomorrow, Always. Așa. Așa arată sticluța. Eu am mai avut în trecut parfumul acesta și mi-a plăcut. Presupun că ăsta este un ambalaj nou. Da, are același miros. Vine într-o cantitate de 50 de mililitri. Și următoarele două parfumuri sunt Eve True și Eve Confidence.
Asta vine într-o cantitate de 30 de mililitri. Așa arată. Este o sticluță simplă. Asta cred că l-aș vedea purtat primăvara-vara. Iar ultimul parfum, Eve Confidence, tot într-o cantitate de 30 de mililitri. Aceea sticluță. Asta este mai puternic. Asta este purtabil acum toamna. Nu știu ce aș putea să vă zic, că îmi seamănă mirosul. Cam astea au fost produsele cumpărate de la Avon. Iar acum o să vă arăt kiturile care le-am primit. Am primit un kit spre testare de la Vichy și unul de la La Roche-Posay. O să încep cu cel de la Vichy. Lift Active. Conține un gel booster zilnic cu efect de fortifiere și reumplere, un Lift Active Collagen, crema cu acțiune antirid avansată și o cremă de noapte, un fluid pentru protecție solară cu acțiune împotriva fotoîmbătrânirii tenului cu SPF 50 și o monstră de la un fond de ten corector. Aceasta este monstra de la fond de ten. Sunt curioasă să o testez. Aceasta este crema cu protecție UV50. Crema de față. Este într-o cantitate de 3 mililitri. Așa arată. Iar serul, tot într-o cantitate de 3 mililitri. Abia aștept să le testez. Cu siguranță o să le vedeți în produsele terminate. Avem și un voucher de 20 de RON. Dacă utilizați codul specialist pe site-urile partenere, beneficiezi de o reducere de 20 de RON. Așa că profitați. Codul voucher este specialist. Și aici ne dă detalii despre produse. Mineral 89 Gel Booster repară bariera de protecție a pielii afectată de diversi factori interni și externi nocivi, precum radiații UV, poluare, schimbări climatice, stres, fumat, dietă dezechilibrată. Formula s-a îmbogățit-o cu 89% apă vulcanică, Vichy și acid hialuronic de origine naturală, hidratează, reumple și fortifiază tenul. Crema de zi antirid oferă tenului puterea de a combate semnele îmbătrânirii. Cu biopeptide, vitamina C și îmbogățită cu apă vulcanică Vichy, crema ajută la corecția progresivă a reducerii nivelului de colagen din piele și reducerea petelor pigmentare. Crema de noapte corectează efectul dăunător al factorilor agresive asupra tenului. Formulată cu peptide ce refac fermitatea pielii cu vitamina CG, ce aduce un plus de luminozitate tenului, plus resveratrol de origine naturală ce ajută la corectarea semnelor de îmbătrânire dobândite pe timpul zilei, protecția solară zilnică,
avansată împotriva radiațiilor UVA și UVB, acționând în același timp asupra semnelor deja existente ale fotoîmbătrânirii tenului, riduri sau pete pigmentare. Iar fondul de ten corector și în cazul machiajului tenului tău are nevoie de atenție, îngrijire. Fondul de ten Dermablend Fluid cu SPF 35 oferă o acoperire ridicată cu aspect natural. Este o formulă hipoalergenică non-comedogenică. Da, abia aștept să le testez. Iar acum mai avem kitul de la La Roche-Posay. Acesta conține o cremă de spălare relipidantă, anti-iritații și anti-pruit, un balsam relipidant, anti-iritații și anti-pruit și Cicaplast, balsam reparator, calmant. Bineînțeles că avem și aici un cod de reducere, un voucher de 10 RON. Cu acest cupon beneficiați de 10 RON reducere la achiziția oricărui produs selecționat de la La Roche-Posay folosind codul LRP10. Și o să începem cu... Ce avem aici? Crema. Sunt curioasă dacă zice ceva pe cutiuță, dar nu. Deci, aceasta este. Zice așa. Este recomandată pentru pielea uscată și iritată. Nu cred că o să mi se potrivească. Da, în fine, o să-l testez. Hidratează timp de 24 de ore, lasă o senzație de piele calmantă în 93% din cazuri, lasă pielea catifelată în 96% din cazuri. Beneficii. Adaptat pentru curățarea pielii cu tendința atopică, potrivit pentru diminuarea crustelor de lapte ale bebelușilor. Interesant, dar copiii mei nu mai sunt bebeluși. Aplicați o cantitate mică de Lip Cares în palmă pe pielea în prealabil umezită, masați ușor, iar apoi clătiți. Următorul este crema. Zice așa, tot așa, recomandată pentru pielea foarte uscată, cu tendință atopică, este potrivită și pentru nou-născuților, bebelușilor și copii și adulți. Mâncărimea este redusă cu 41%, pierderea somnului în timpul nopții scade cu minus 42%, calitatea vieții este îmbunătățită cu plus 69%. Beneficii. Distanțează puseurile de o uscăciune severă, potrivită pentru față și corp, absorpție rapidă pentru a facilita și accelera aplicarea zilnică. Se aplică pe față și pe corp o dată pe zi. Iar ultimul este Cicaplastul, într-o cantitate de 3 ml. Zice așa. Este recomandat pentru iritații cutanate și răni minore zilnice, potrivit pentru întreaga familie. Protejează pielea cu acțiune antibacteriană, repară bariera cutanată, calmează zonele uscate și iritate. Beneficii: potrivit pentru cicatrizarea rănilor minore, julituri, zgârieturi, piele crăpată, hrănește și protejează pielea. Este bună și pentru iritațiile de scutec. Modul de utilizare se aplică pe pielea curată și uscată de 2 ori pe zi. Se poate aplica într-un strat generos atât pe corp cât și pe față sau pe buze.
Evitați expunerea la soare a zonei lezate pentru prevenirea apariției petelor pigmentare. Bun, dragilor, acesta a fost și haul-ul de astăzi. Vă mulțumesc dacă ați stat cu mine până la sfârșit și noi ne auzim la clipul viitor. Vă pup!